Mulcirea cu iarbă este o metodă simplă, la îndemâna oricui, o metodă prin care se asigură necesarul de nutrienți pentru plantele tinere, se realizează o barieră împotriva evaporării accelerate a apei și se păstrează și solul la o temperatură mai scăzută. Așa că încercați și voi. Este destul de simplu. Așa arată cuiburile noastre de agriș. În jurul fiecarei plante am făcut ca un cuib din iarbă verde. Aici am o tufă de ioșta, care i-am făcut și ei la fel același cuib din iarbă. Vremea începe să se încălzească, iar acest strat de iarbă cosită va începe să se descompună și va asigura în același timp și protecția solară necesară. Va împiedica astfel razele solare să încălzească foarte tare baza și tulpina plantei. Așa arată după 2 ore de la cosit. Contrastul, diferența vizuală dintre iarba cosită și planta vie este evidentă. Același tratament îl aplic și la plantele de kiwi. Mulcirea cu iarbă verde proaspăt cosită. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!